metode de alăptare și le-am trecut în revistă foarte repede. Alăptarea cu lapte integral. Bineînțeles că laptele integral este cel mai bun. Dar un fermier care vinde laptele ca marfă nu își poate permite să dea acest lapte vițeilor. Asta este primul considerent. Da? Iată, dacă transformăm laptele care are 12,5% substanță uscată, îl transformăm în 100% substanță uscată, înseamnă că el va avea 25-26% proteină și 29-30% grăsime. Ori substituenții de lapte pe care îi găsim acum în comerț sau care ne vând producătorii au doar 20-22% proteină și au substanța uscată aproape 100%, cam 96-97% și grăsimea, cel mai bun substituent de lapte are grăsimea 20% și le recomandăm să-l dăm pe timp de iarnă ca să asigurăm energia pentru deținerea funcțiilor vitale. E o problemă cu adaptarea cu lapte integral, sigur, dacă nu o dăm prin sup direct, ceea ce nu recomand, ci mulsă și apoi administrată vițeilor, este administrarea la temperatură constantă. Vițelul, și asta vă spun din experiență proprie, am crescut câteva mii de viței, vițelul reacționează negativ prin diaree sau tulburări digestive la variații de temperatură. Da? Am făcut un experiment la care i-am dat laptele la vițel la 25 de grade de fiecare dată. N-am avut nicio problemă. Dar la 25 de grade, nu astăzi la 25 și mâine la 35. Asta este cea mai mare problemă, da? Deci variații de temperatură. Sigur că poate apărea suprafurajare, mai ales la lăptarea naturală, la subt, nu? Și atunci aduce la diaree, deși, sincer vă spun, de experiență proprie, nu am văzut vițel lăsat cu mama lui care se sufere de diaree. Deci, da, asta spune literatura, da? Se consumă cantități foarte mari de lapte pe vițel. Ceea ce v-am spus, nu își permite un fermier de vaci de lapte. Și o problemă este curățarea și dezinfecția vaselor prin care se manipulează laptele. Este un produs foarte, care se strică foarte repede. Alăptarea cu lapte integral de la vacile tratate cu antibiotice. Nu am văzut în România, în America se folosește foarte mult. Știți că laptele care se mulge de la vacile tratate cu antibiotice, nu-i voie să îl vindem, să-l băgăm în tancul de lapte și atunci ce facem cu el? Îl dăm la viței. Obligatoriu trebuie pasteurizat. Obligatoriu. Și dacă este și purulent laptele și cu sânge, mai bine îl aruncăm la canal decât să-l dăm la viței. Este recomandarea mea. Cu lapte smântânit. Dacă putem smântâni laptele în fermă, este foarte bine, pentru că ne crește procentul de grăsime la laptele vândut, nu? Și atunci putem să îl dăm laptele smântânit la viței, este foarte bun, după 4 săptămâni, da? 3-4 săptămâni. Și se înlocuiește un litru de lapte integral cu un litru jumate, 2 litri de lapte smântânit. Da, acest lapte smântânit trebuie să fie numai din surse sigure, fie la mine în fermă, fie de la o fabrică, dar să știu că nu se introduce altceva în laptele respectiv. Substituenții de lapte. Aici există o întreagă teorie și am încercat să nu intru. Dacă interesează pe cineva, putem discuta. De exemplu, o compoziție minimă, așa cum am spus, da, e scris acolo. Ce de urmărit, ce e important de urmărit pe o etichetă, îmi pare rău că n-am putut să pun o etichetă, este ca 60% din proteină să vină din proteină din lapte, nu neapărat caseină, poate să fie și lactalbumină care se găsește în serul de lapte, în zer, da? Deci minim 60%, altfel nu este un substituent bun. Apoi, pentru că proteina mai poate să vină de unde? Din hidrolizat de soia, din făină de sânge. Am lucrat în America la o crescătoare care creștea 300 de viței, avea 300 de cuști și administra un substituent de lapte care era maro. Proteina era din sânge. Da? Dar nu avea nicio problemă. Nu mai este voie. Asta a fost în 1998. Deci, mulți ani în urmă. Ce e important, iar celuloza brută.
dacă procentul de celuloză brută depășește 0,85, atunci cu siguranță proteina din acel substituent provine și din surse vegetale. Da? Deci asta este o corelație. Și, bineînțeles, grăsimea brută pe timp de vară poate să fie 15%, pe timp de iarnă vreau un substituent de lapte cu mai multă energie. De ce să-i folosim? Am avut undeva un calcul, dar nu cred că mai este susținut, că este mai ieftin decât laptele. Dar la prețurile actuale ale substituitului de lapte nu cred că mai este susținut. Reconstituirea în apă, în principiu, urmăresc recomandările producătorului, dar nu mergem pe ideea 1-10. Pentru că aia înseamnă, în cel mai bun caz, 10% substanță uscată în laptele reconstituit, ori laptele normal are 12,5, deci vrea undeva o concentrație mai mare de substanță în lapte. Sigur că modul de administrare înseamnă programul de furajare cu substanță de lapte. În sistem clasic îi dăm 3 litri dimineața, 3 litri seara, asta înseamnă aproximativ 500 de grame, 600 de grame de substituent pulvere pe zi. Lucru pe care americanii de vreo 20 de ani încoace zic că nu e suficient, asigură un spor mediu zilnic, la un vițel de 45 de kg, un spor mediu zilnic de aproximativ 500-600 de grame, ceea ce nu-i recomandat în perioada asta. Aici vrem să facem un spor de 800-900 de grame în medie pe zi. Și chiar în revista Ferma din luna asta am scris un articol bazat pe o cercetare americană care spune că laptele pe care îl bea vițelul în primele luni, în prima lună de viață, are repercursiuni asupra producției de lapte pe prima lactație și durata vieții productive. Deci vreau să bea cât mai mult lapte. Și atunci s-au trecut la alte scheme de alăptare, da? Iată un substituent cu o concentrație mare și de proteină și de grăsime, administrat în două săptămâni, în primele două săptămâni, dar îi dăm nu 600 de grame pe zi pulvere, îi dăm 800 sau chiar 1 kg, da? Sigur, mai concentrat sau în diluție mai multă apă. Asta depinde și de schema de adaptare. Și în ultimul timp se vine cu un program intensiv de alăptare, în care dublăm cantitatea de pulbere pe zi, 1 kg și 200, da, administrat în minimum 3 tainuri și realizăm o creștere chiar și de 1 kg spor mediu zilnic. Dar este foarte, foarte costisitoare această metodă deocamdată și ca și cheltuială a furajelor, dar și ca manoperă, pentru că să dai de 3 ori lapte reconstituit la viței este o manoperă destul de mare.